Spuneam că simt din ce în ce mai tare că nu pe culoarea asta va trebui să merg, dar să sper că ceva îmi va veni pe parcurs în minte și 9 minus 12 fac 3 ca pătrat supra 16. Deci aici este vorba de 3 ca pătrat supra 16 și dacă vreau să le compar, aici va fi 4 ca pătrat. Da, formidabil. Deci cât e în stânga și în dreapta. Asta nu pot să cred. Da, interesant. Și asta e într-adevăr e cel mai mare. Deci ăsta e cel mai mare până în clipa de față. Da, cel mai mare. Dar hai să dau, să mă apropii de el, să văd. A fost la distanță mare de capul 2. Dar hai să mă duc așa centrat. K pe 8. K supra 8. Nu e K pe 8 aici. Un K pe 8 ar fi pe aici. 2. 3 K pe 8. 3 K pe 8. Și dincolo 3 K pe 8. Și are un K aici. 3, 4, 5 K pe 8. 5 K pe 8. Deci mama obține, mi-intră în centru atenție această valoare a lui K și acum mă apropii cu două valori de K pe 2, fac valorile acolo și dacă se va întâmpla încă așa, tot nu va fi suficient. Dar măcar am curaj să spun, domnule, se pare că ăsta ar fi K pe 2. N-am niciun motiv să fiu sigur că asta este, pentru că zice, dar mai aproape când te apropii de K pe 2. Adică, chiar între, dacă un dreptunghi în care nu neapărat x egal cu y să devine pătrat, este un dreptunghi care e mai deștept încât are să fie maximă. De ce să irosesc chestia aceea? Nu-mi permit. Și atunci, eu viu cu x-ul foarte aproape de K pe 2. Și din coace, îl depășesc puțin pe K pe 2. Încerc să mă apropii cu un șir de x, care vin spre K pe 2, dar foarte, foarte, din ce în ce mai lent. Din ce mai, ca și cum ar fi cu numere decimale, aici e 0,5 din K. Păi până la 0,5 este 0,4765, nu știu ce, la cu multe decimale. Nu mă apuc eu să fac asta acum cu, la fel, 0,5, 5, 2, 7, 6, 4, și cu cât viu mai încoace. Deci am o treabă costisitoare, nimeni nu mă poate convinge pe mine că asta este cea mai bună valoare. X egal cu K pe 2. Deși dintr-o tatonare mă îndrept spre chestia asta, dar nu am suficient argument. Nici nu m-am de gând să mă apuc să mulțesc acolo, că pierd toată ziua și tot nu termin chestia asta. Păi, nu toată ziua, și mâine și poimă și dacă aș sta și aș dormi aici, că tot timpul Toma necredinciosul care este, nu poți să fie oricare dintre voi, va spune, da, dacă un X mai avecin de K pe 2 e mai bun, dacă ăla este cel căutat. De ce știu eu foarte bine chestia asta? Da, dragul meu, ai dreptate și eu sunt acum în postura cea dificilă și să spun că nu știu cum să o dau și să fac treaba deșteaptă. Este că parcă m-aș apropia de 1 pe 2, nu? Cu multe emoții, de K pe 2 pe asta, din stânga, din dreapta, și ar urmări ce se întâmplă cu Y. Dacă Y se apropie de K pe 4. Dacă păstrează tendința asta de a fi aici e șirul de Y crescător până la ăsta și primul dincolo descrescători. Deci dacă se va întâmpla, visez, în urma șirului de X pe care le iau în seamă, în considerare, și găsesc Y corespunzător. Dacă toți Y, oricât m-aș apropia eu de mult, foarte, foarte mult să mă apropii, de atât de mult încât cu creta să nu mai pot, nici cu mintea să nu mai pot urmări, și tot timpul Y care se apară în urma calculului care îl fac, tot timpul Y să fie. Dacă aș avea un program acum, visez, dacă aș ști informatic și aș face un program, aș scăpa de toată povestea asta, să mă apuc acum să mulțesc chestia asta, să pun calculator să facă,
îi pun numere, fă mulțirea, fă tot, toată deșteaptă chestia aceea și dăm răspunsul și eu pun, mă completez aici. Îmi trebuie un program. Trebuie să știu un limbaj de programare, îmi trebuie multe cunoștințe. Nu, nimic nu merge decât cu matematica. Tot cu matematica trebuie să mă întorc. Dar acum sunt în faza în care fac tatonări, fac tot felul de chestii. Alerg cu mintea și să încerc să surprind acest moment fericit. Deci cât de mult să mă apropii, oricât de mult, foarte, foarte mult. E exagerat de mult. Să mă apropii de cap pe doi fără să-l ating. Ca dacă se va întâmpla ca șirul de greș să aibă tendința asta de fiecare dată, iar când trec dincolo să aibă tendința să descrească de fiecare dată cu orice șir. Cu orice șir de X aș lua asta. Că șirul de X îi poți lua în tot felul. Numai de dată, fiecare dată, Y-ii care apar să aibă tendința asta. Știi ce fac eu acum? Acum îmi dau seama. Eu am găsit un mod elegant dintr-o cea noțiune de limita unei funcții. Dragilor, a face limita unei funcții într-un punct înseamnă, de fapt, a studia comportarea într-o vecinătate a lixului acela. Deci, în stânga, în dreapta, și să vezi dacă în stânga și în dreapta Y-ii care apar au tendința de a se apropia din cap pătrat de 4. În condițiile acelea în care se întâmplă chestia asta, când indiferent de șirul de X care îl folosești, se întâmplă ca Y-ii care apar să dea valoarea K pătrat pe 4, spune că am făcut limita unei funcții într-un punct. Super chestia asta, pentru că așa trebuia să mă gândesc și eu când am predat. Și am predat, uneori m-am luat după manual acolo și am introdus noțiunea de funcții, limita unei funcții și copiii erau derutați, spuneau, uite, iarăși ăsta, ușul ăsta. Și eu plăc prostiile astea, mă enervează atâta cu trăsnăile astea. Da, este esențial să găsim formele de prezentare a noțiunilor noi într-un limbaj accesibil auditorului. Ei, de aceea elevii n-au șanse egale, acum îmi dau seama, n-au șanse egale. Mă găsesc un profesor frământat de a găsi idei bune pentru a face accesibil noțiunea, și pe ei să-i faci interesați să se ocupe de chestia asta. Găsește altul cu care a învățat și el definiția din carte, vine și ți-o prezintă, te lovește precum cu potcoava calului, așa, de nu-ți trebuie nimic, așa, și din clipa aceea, când tu ai devenit dezinteresat de obiectul matematic, rămâi pasiv. Și actul învățării nu se mai poate face. Deci, dacă cei doi nu sunt interesați, nimic nu se poate face în procesul ăsta de învățare. Deci cei doi elevi și profesori trebuie să fie din dezinteresați cum sunt acum și plioștiți și fără nicio tragedie, inimă trebuie să devină interesați. Aceasta e legea învățământului pe care trebuie să o gândească cei care așa. Eu am un punct de vedere, chiar am o chestie faină de tot pusă la punct, dar să sper că am cui să o spun, că deocamdată nu mă înseamnă, dacă mă lasă lumea aici, uite, mă lasă să fac lecție aici în câmp. Asta e povestea. Dragilor, deci acesta este un moment sensibil în matematică, când, plecând la o chestie practică, am ajuns la o funcție de gradul 2, area este privită ca o funcție de gradul 2, și m-a interesat să găsesc acel X deștept, că dacă știu pe X, o știu și pe Y, încât dreptunghiul acela să fie are maximă. Și toată unul de o câteva valori, am găsit că la un moment dat, pentru K pe 2, așa ar fi K pătrat pe 4, dar stânga și dreapta celălalt sunt mai mici. Pare că ăsta este X-ul pentru care se realizează maximă funcție de aici. Ah, deci, practic, este vorba de maximă funcție de gradul 2. Aici ar fi. Deci, dacă e dată funcția f de x egal cu ax pătrat plus bx plus c, așa asta, există, uneori, max lui f de x. Există o valoare maximă. Ce înseamnă maximul lui f de x? Maximul lui f, nu f de x. F de x ar fi y-ul pentru x-ul corespunzător. Maximul lui f. Deci, maximul dintre toți y-ii care o să apară, cea mai mare valoare. Cea mai mare valoare pare a fi ca pătrat pe 4. Dar cum să știu eu X-ul acela, cu precizie să știu? N-am încotro. Trebuie să fac tot felul de
manevre. Șterg tabla, știți de ce șterg tabla? Hai să vă spun, în afară de faptul că nu mai am spațiu, dar acum îmi tot umblă mintea și mă întreb, cum să fac? Cum să fac? Eu abia sunt la început, abia înțeleg noțiunea de funcții. Abia v-am atras atenția asupra faptului că funcția este o noțiune foarte importantă, tot timpul o întâlnim în practica, să spunem, din practica apare, iată v-am arătat aici, m-a apărut din practică funcția de gradul 2 plecând la area aceasta de o problemă care și pe voi s-ar putea să vă rămâneți sau să fie întâlnit deja. Și cum să facem noi acum? Deci, nu a problemă ca s-a evit, este așa asta, a faptului că funcția de gradul 2 dă uneori, iată, dă și pentru x diferiți, același y. Deci nu e surjectivă. Pardon, nu surjectivă, injectivă nu este. Sunt două valori distincte, k pe 4 și 3k pe 4, care au ca imagine pe 3k pe 16. Deci funcția nu este injectivă. De acord. Dar acum, hai să vedem cum plecând. Nu? Plec la ce? De la f de x, egal cu ax pătrat plus bx plus c. Vreau în general să găsesc o idee. E evident, egal cu ax pătrat plus bx plus c. Că dacă aș să găsesc asta generală, atunci vin pe modelul particular și am rezolvat problema. Dacă ar fi numai așa, f de x egal cu ax pătrat, numai așa. Plecând la o șmechedea, f de x egal cu ax pătrat. Această funcție cu a diferit de 0. A diferit de 0. F se vede definită pe el cu valori mari. Hai să dau lui x valori. Când x e 1, a ori 1, 1. Când x e 2, 2 la pătrat, 4a. Când x e minus 2, face 2a pătrat. Să fac și un tabel micuț. Tabel de valori, să zic așa, x-ul, de la minus infinit la plus infinit. Și când x-ul este 0, y-ul, a ori 0 face 0. Când x-ul este 1, a ori 1, a. Când x-ul e minus 1, minus 1 la pătrat face 1, a, a. Când x-ul este 2, am 4 a, când x e minus 2, am minus tot 4 a, că minusul la pătrat. Așa. Ei bine, dacă a e mai mare ca 0, dacă a e mai mare ca 0, atunci se vede că crește și pe urmă descrește. Că e decât, prin valori întregi vorbim de asta. Deci pare că totdeauna, dacă a e mai mare ca 0, am cea mai mare, nu, cea mai mică valoare. Că dacă crește până aici și pe urmă descrește, ce este, mai mică sau mai mare? Mai mare, domnule, e maximum. Deci, nu e maximum, vorbesc prostii. Dar aici 4a, a, descrește, dragilor, așa, descrește. Și aici iarăși descrește, așa vine. Deci, șirul de Y